amintiți într-una dintre cărți, nu mai amintesc care, că România totuși, acești extremele, cei buni și cei răi, doar în România se întâlnesc și nu doar că se întâlnesc, coabitează perfect. Acea compatibilitate permanentă de care amintiți adesea, că asta îl supăra pe Mihai Sebastian cel mai tare. Da, că românul nu poate fi incompatibil. Da. Nu știu, ți-am spus că nu-mi plac caracterizările astea cu românii, cu nemții, cu rușii, cu grecii, cu... Dar ceva în chestia asta este care ține de adaptabilitate. Dar nu însuși Sebastian păcătuia între ghilimele aici, pentru că el însuși absolut era prieten cu Eliade. Nu numai cu Eliade, tot grupul lui. Mm-hmm. Deci el era un evreu asimilat și foarte literat și foarte devotat culturii române, dar tot grupul lui de prieteni nu avea niciun evreu în grupul ăla. Toți erau români creștini ortodoxi, iar când vântul a început să bată mai aprig și se devine un vânt foarte verde legionar, el s-a trezit în acest grup în care ei încetau să vorbească tare când el apărea. Dar pe care nu l-a părăsit, a avut încercări de a-l părăsi, dar nu l-a părăsit. Nu l-a părăsit și a plâns la moartea lui Nae Ionescu și el era un tip lucid și zici, domnule, ce cu tine, băi? Ți-au spus că ești Hechter și nu ești Sebastian? Ți-a spus Nae Ionescu că degeaba te dai tu peste cap de 1000 de ori să fii Sebastian și să te botezi. Poți să te și botezi, poți să faci orice, nu poți să schimbi chestia. N-ai ascultat asta. De ce credeți că n-a ascultat? Era vulnerabil la prietenie. Era vulnerabil la îi admira pe toți aceștia. Nu era o simplă prietenie, s-au întâlnit la o bere. Ei erau intelectuali de cea mai rafinată calitate. Vă propun un exercițiu contrafactual. Dacă Sebastian n-ar fi murit, să zicem, în acel accident în care a fost călcat de un camion sovietic, înțeleg? E disputabil. E greu de știut. Și s-ar fi reîntâlnit cu Mircea Eliade. Prietenia lor ar fi înviat? Probabil. Din două motive. Vina în ruperea acestei prietenii îi aparținea lui Eliade și mai curând unei anumite ideologii, aș zice. Din tot ce a scris Sebastian, vedem că el putea ierta. Deci ar fi iertat. El era cel care trebuia să ierte. Ar fi iertat și fără ca interlocutorul să-și ceară iertare? Interlocutorul probabil și într-un fel a făcut, cum știți, în jurnalul lui niște referiri la sfârșitul războiului. Sigur că erau de complezență, poate, și pragmatice, să zic, pentru că se schimbase roata și... Dar cred că ar fi ajuns amândoi într-o seară solitară la un pahar de țuică. să se recunoască în cei care fuseseră și să-și spună, bă, mie ceamă, cum ai putut tu să te bagi în tâmpenia aia, tu care ai un om așa de cultivat,